Trecerile de pietoni de pe străzile General Vasile Milea și Emil Zola din zona halelor centrale din Ploiești au fost recent semaforizate. Măsura face parte din programul primăriei de modernizare a sistemului de semaforizare în municipiu. Pentru a traversa pe cele două treceri, pietonii trebuie să acționeze manual butonul semaforului și să aștepte culoarea verde. Unii însă, obișnuiți cu vechile treceri, nu observă că au fost montate semafoare și traversează pe roșu. Alții nu știu că semafoarele trebuie acționate manual și nici nu bagă de seamă indicatoarele pe care se specifică acest mesaj. Așa că așteaptă răbdătorii să se facă verde automat. Știam că nu e stop. Da. Ce știați că e aici? Că e trecere liberă. Nu știați că e stop? Nu, nu, nu. Nu, că altfel nu treceam. Nu știam, dar acum știm. Și e bine? E foarte bine că stăteam aici până ne dădea drumul mașina să traversăm. E foarte bine. Știți că trebuie să apăsați pe butonul? Da, păi da, eu am apăsat acolo ca să poasă din verdele, că altfel stăm de... E perfect, nu știam, nu știam că trebuie apăsat. Dar acum ne-am învățat și e foarte bine. Știați că s-a montat semafor aici? Nu. E o idee bună? Da, foarte bună. De ce? Traficul. Traficul de mașini. Trecea câte unul pe rând. Și... Dar știați că trebuie să acționați butonul ca să se facă verde? Nu. Așteptați pur și simplu. Da, bineînțeles. Nu toți pietonii sunt încântați că cele două treceri de la halele centrale au fost semaforizate. Oamenii se plâng că așteaptă prea mult până când semaforul își schimbă culoarea. Nu e bine temporizat. Ideea e foarte bună, dar nu e, durează prea mult. Până când trec pietonii. Se schimb și aia și aia. Că așteptăm prea mult, așa am pățit și dincolo în fața hălii. Cred că pe noi ne-a ținut 5 minute să așteptăm și ne-a lăsat 2 să mergem. Nu mi se pare concluzia, n-am de nu. Știți că trebuie să apăsați pe buton pentru culoarea? Știu, am apăsat și degeaba și era o masă de oameni, că era chiar până în Crăciun. Așa că nu e nicio surreală. O altă nemulțumire a cetățenilor este faptul că trotuarul nu a fost reparat după ce au fost efectuate lucrările de semaforizare, iar partea carosabilă a fost peticită la repezeală, așa ca la români.